Bună, dragilor! Azi împărtășesc cu voi noul meu proiect bazat pe principiul Do It Yourself, o miniatură a bucătăriei pentru păpuși la Lalupsi. Am folosit foam board autocolant, carton ondulat colorat, mărgele tip perluțe, cutii mici de plastic pe care le-am colorat cu vopsea argintie permanentă. Am mai folosit plante micute din plastic, alte tipuri de mărgele de diverse forme, ace cu gămălie pe post de balamale, hârtie, un cup de gheață pe care l-am transformat în coș de gunoi, pânză cu imprimeu în dungi alb cu verde, panglică portocalie. Dacă vă place creația mea, vă aștept cu comentarii și nu uitați să vă înscrieți la canalul meu de YouTube. În continuare, urmăriți cum am construit această bucătărie pentru păpuși mici, iar în descriere am pus câteva link-uri ale unor materiale pe care le puteți cumpăra online. Vizionare plăcută!
Vă mulțumesc pentru vizionare! Nu uitați să vă înscrieți la canalul meu de YouTube!